Reprezintă o modalitate de a le deschide un univers al imaginației, pentru copii și spun acest lucru pentru că păpușile se bucură de o mare credibilitate în rândul celor mici. Ele, într-un fel, ajung să le îmbogățească limbajul, să le dezvolte creativitatea, dar și să le crească încrederea în sine. Astfel, această manifestație plenară a artei ajung să îi culturalizeze. Obiectivul nostru comun de astăzi, de fapt, reprezintă să îi descoperim pe acei agenți ai culturii care dau viața acestor păpuși și să cunoaștem care este condiția teatrului pentru copii de la noi din țară. Aceste detalii le aflăm din reportajul realizat de reporterul TVR Elena Guțu. Teatrul de păpuși este o formă de artă de vechime considerabilă, care, potrivit mai multor surse, datează încă de acum 3000 de ani. Păpușile erau folosite pentru a transmite un mesaj comunității într-un mod deosebit, pentru a reproduce istorisiri din Biblie. Teatrul de păpuși s-a dezvoltat preponderent în perioada secolului 20, susținute de dezvoltarea paralelă a cinematografului, televiziunii și altor modalități media filmate, păpușile au câștigat o audiență mai mare ca niciodată. În zilele noastre, popularitatea de altădată a teatrului de păpuși nu reprezintă decât o reflecție pală, iar concepțiile maturilor potrivit cărora teatrul de păpuși e doar pentru copii nu fac decât să accentueze acest interes redus pentru artă. Teatrul de păpuși este pentru orice vârstă. Bineînțeles, la teatrul de păpuși, pe cel mic, îl aduce părintele. Îl așează frumușel pe scăunaș în sală, se așează și el. Și de felul cum privește maturul spectacolul, copilul va mai veni la teatru sau poate nu va mai veni. Ca și în orice teatru și în cel de păpuși e nevoie de actori, ori în cel de animație se duce lipsă de ei. Cine, dacă nu actorii, vor transmite mai departe această formă a artei? Față de teatrul de dramă, actorii păpușani se iau o dată în 4 ani. Actorii de dramă, deci în fiecare an se iau promoții în noi, generație tânără, la noi odată în 4 ani, respectiv timp de 4 ani de zile, reușim să facem loc și pentru noua generație, cei care vin. Întotdeauna există mica criză și mai ales dacă vorbim despre bărbați. Pentru că un bărbat întotdeauna își alege o profesie ca să-și întrețină familia, ca să aibă grijă de familie și așa mai departe, da? În teatru de păpuși, iarăși revin la ceea, că vin cei doar pasionați, cei îndrăgostiți de teatru și cumva se mai descurcă, știi? E destul de dificil, dar ne descurcăm. Implicarea statului în promovarea teatrelor de păpuși este una redusă, spun actorii. Cârie găina! Da, deși este mai greu, reușim din situația politică și a țării, pentru că în cultură, din păcate, nu se investește așa de mult cum se investește, de exemplu, în orice colectiv de teatru sau teatru de animație din România, de exemplu, sau de alte țări din Europa. Desigur că ne-am fi dorit ca și statul și să aibă mai mult timp în ceea ce ține de copii, de nouă generație, respectiv, și să privească mai mult în direcția culturii de la noi din țară. Sperăm că într-o bună zi va fi și mai mult soare. Cred că unica problemă care ne deranjează pe noi toți actorii care suntem sunt salariile. În rest, munca nu ne deranjează. Muncim în toată ziua, jucăm spectacole unde trebuie de jucat, câte trebuie jucate. E frumos, pentru că, dar unica problemă ar rămâne doar salariul. Sunt salariile foarte mici, dar ne descurcăm cumva. Salariile mici, situația precară din țară, lipsa perspectivelor și a investițiilor în acest domeniu determină actorii teatrului de păpuși să urmeze pasul multor basarabeni și să plece peste hotare. Aș merge în străinătate pentru a colabora, pentru a face schimb de experiență cu alte teatre. Vreau să zic că m-ați prins chiar într-un moment de căutare, într-un moment de chin lăuntric al meu, pe care nu-l vede toată lumea, dar eu îl știu, știi? Aș merge la un doctorat peste hotare, în Charleville, Franța, de exemplu, pentru că vreau să văd și alte școli. Bineînțeles, vreau să văd și alte școli și nu pur și simplu să le văd, dar cumva să le mănânc, să intru nemijlocit în bucătăria lor. Mulți
mulți dintre studenți ajung la Facultatea de Actorie, secția Păpuși, din întâmplare. Singură n-am știut că voi fi la Teatru de Păpuși. Primul an a fost așa dubios, dar am avut o vară și am înțeles că vreau să fac Teatru de Păpuși. Sincer, am avut cu totul alte așteptări, pentru că eu am venit la dramă și am ajuns la Teatru de Păpuși. Bine, noi facem și dramă, după pe lângă și asta tot este un plus foarte mare. Eu tot nu am ales Teatru de Păpuși, mai ales, cred. Pentru că am venit la actor cinema, teatru. Și aici era admiterea la Teatru de Păpuși plus dramă. Era un curs mixt. Eu nu dau vina doar pe teatru. Într-o țară este oarecare legătură între teatru și spectator. În alte țări, și, adică și oamenii îi privesc altfel. La noi există scepticismul ăsta amatorilor față de Teatru de Păpuși. Că e pentru copii, că e doar pentru copii, că nicio idee nu scos de acolo. Ar trebui să promovăm cât mai mult în rândul populației acest tip de teatru. Ca oamenii să vadă că nu e doar... Să arătăm partea asta pe care ei nu au reușit să o vadă. Să aducem unele schimbări, inovații, nu știu, să facem o revoluție pentru noi. În pofida unei promovări reduse a Teatrului de Păpuși și a investițiilor insuficiente pentru a dezvolta domeniul, actorii profesează de dragul copiilor. Conexiunea lor cu teatrul asigură o educare a valorilor încă de la vârste fragede. A crescut numărul copiilor care vin la teatru și a crescut semnificativ. În fiecare sâmbătă și duminică la ora 11 aici se joacă spectacole și... În ultima vreme nu prea ajung scaunele care sunt puse de obicei. Dimineața vezi oamenii de serviciu care aleargă și mai aduc niște scaune în plus. Lumea vine, se interesează și sunt foarte mulțumesc pentru că la final toată lumea ne aplaudă și ne strigă bravo și e frumos. Teatrul desfășoară aceste spectacole și în sediile instituțiilor. Ei merg un grup de actori unde nu necesită mult decor și acolo o masă, depinde ce spectacole. Au un repertoriu destul de variat, e vorba în special de povești, dar și, sunt și abordări ale dramaturgilor noștri, da, ca Spiridon Vanghele, Veronica Boldișor, iată la Teatrul Licuriciu avem și Vierul, Mihai Eminescu, orice înseamnă poveste, feerie, spectacole, intrigi, comedii. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații. Din această seară este vorba despre domnul Vasile Rusu, actor și regizor de teatru de animație. Bună seara și bine ați venit. Și doamna Gabriela Lungu, directorul Teatrului Municipal Guguță și lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Arta Actorului. Bună seara și bine ați venit. Bine v-am găsit. Stimați telespectatori, ca de fiecare dată, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuție. Ne găsiți pe Facebook, pagina Obiectiv Comun, iar în comentarii așteptăm întrebările dumneavoastră la care, sincer, sperăm să putem oferi răspunsuri. Am văzut care este condiția actorului în reportajul de mai devreme. În pofida acestor probleme cu care se confruntă, până la urmă se joacă din pasiune și se face pentru copiii din țara noastră și nu doar din țara noastră, dar vom vorbi pe parcurs despre asta. Doamna Lungu, cum se reușește să educe generații de copii an în an până acum, până când suntem noi? Vă referiți cum e să educi ca pedagog la facultate sau cum să educi copiii care vin la teatru? Care vin la teatru. Care vin la teatru. Păi, dar cum reușești? Reușești pentru că acum am ajuns să avem în sală spectatori care vin și spun: a, doamna Gabi, bună ziua, cândva veneam eu, acum am venit cu copiii. Și stai și te bucuri. Asta înseamnă că teatrul 25 de ani nu a stat degeaba, nu a dormit și dacă peste 25 de ani copiii de atunci au venit să joace, să privească spectacolul copiii, deja este o realizare, înseamnă că munca noastră
nu se duce în van. Nu mai zic de, avem foarte multe cazuri de, din studenții care vin la facultate, care absolvesc cursurile de păpușărie și facem repetiții, introducem în spectacol și la un moment dat, wow, eu spectacolul ăsta l-am văzut când eram în clasa a doua sau în clasa a treia, la școală, la mine în sat sau în oraș de unde este de baștenă. Și te într-un fel te sperie că fug anii și nu reușești să faci tot ce vrei, dar din alt punct de vedere te bucuri că mai avem lume care iubește teatru, care vor să schimbe ceva, pentru că atunci când mama și tata vine cu bebelușul, copilul la spectacol, este o dovadă foarte importantă de faptul că mai contează creșterea, educația copiilor noștri, pentru că vrem noi sau nu vrem, chiar dacă vine și vede o poveste foarte simplă, aparent simplă, pentru că nicio poveste nu este foarte simplă, toate poveștile sunt destul de complicate și grele, doar că fiecare își ia ceea ce trebuie. Dar dacă venim cu copilul la teatru, înseamnă că noi încercăm să educăm în el ceva. Până la urmă se spune că copiii în general sunt cei mai dificili spectatori. Domnule Rusu, cum este să creezi pentru copii astfel încât ei să înțeleagă și în același timp să fie cu ochii pe tine pe întreaga durata spectacolului? E foarte simplu, trebuie să fii limpede, trebuie să joci teatru pentru copii, să le fie clar. Copiii sunt foarte receptivi, sunt foarte sinceri în asta. Și ei ce nu le place, nu primesc. Pur și simplu se plimbă prin sală. În cel mai bun caz. În cel mai bun caz. Domnule Rusu, dar pe lângă acest Teatru Municipal Guguță și Teatrul Republican Licurici, mai există alte instituții teatrale unde se joacă spectacole pentru copii? Sigur că există. Eu m-am bucurat foarte mult că am văzut câteva secvențe de la Teatrul Licurici, unde am activat mai mult de 30 de ani. Și am înțeles că dumneavoastră astăzi ridicați problema teatrului profesionist. Că asta e important și asta e bine pentru copii, că dacă se duc profesioniști și joacă un spectacol pentru copii, e una, dar dacă se duc teatrele amatorești, deci teatrele amatoare, asta e altă treabă de acum, din raioane, din alte sate, dar noi trebuie să ne apărăm profesionalismul. Deci teatrele din Chișinău, aș fi vrut să le rog din toată inima să uite de toate plecările în străinătate și să se apropie de satele noastre moldovenești, fiindcă acolo pătrund teatri care nu trebuie să pătrund. Da, serios? Sigur că da. Da, trebuie să fie, asta și un să pic ne mai ducem târziu, în sate să jucăm spectacole de calitate. Cu tot dragul, dacă mai cu asta o să putem corecta și aduce copilul la cultura aceea care, despre care vorbim noi acum și despre care, la care trebuie să ajungă un copil. Pentru că de a vorbi despre teatru de păpuși e una, dar de a face ceva ca să putem ridica cultura acestei micuțe țări, acestor copii care la țară ei sunt pierduți. Ei te duci și se sperie de orice sunet. Deci trebuie să ne ducem cu toată stima față de Guguță, la care am pus umărul și s-a fondat împreună cu răposatul Victor Ștefaniuc, să-i fie țărâna ușoară. Și astăzi în fruntea teatrului este Gabriela. Mă bucur de acest teatru foarte mult, dar încă o dată vreau să menționez teatrele și Licurici, în lipsa lui Jucov acum, nu știu, cam nu înțeleg la ce nivel se află. Ideea e că noi am merge. Din păcate, noi cunoaștem foarte bine starea țării noastre în ce ține populația. Sunt foarte puțini copii în țară.
au rămas puțin, deci noi avem localități, pentru că mai lucrăm și noi în proiecte. Și atunci când facem un orar, un program de lucru, se selectează niște localități. Mă, uite, săptămâna asta mergem acolo, acolo, acolo. Și când încercăm să facem legătura și să ne informăm despre localitatea dată sau oricare sat, oraș, din orășel din țară, ne dăm seama la un moment dat că acolo în sat au rămas de tot 15 copii. Acum vă dați seama ce ar însemna pentru un teatru care are un autocar, cere să turnăm acolo în el nici mai mult, nici mai puțin, un 20 de litri de motorină, plus mai scoți 7-8 oameni în deplasare, plus mai trebuie să plătești de urnă. Deci toate cheltuielile pe care trebuie să le suporte un teatru nu prea pot să acopere cei 15 bilete pe care le iau de la un spectacol. De-aia noi foarte mult lucrăm în proiecte cu multe organizații, cu ministerele, Ministerul Ecologiei, Ministerul de Interne. Deci încercăm. Deci, e și aici o problemă. Sunt și aici colaborări. Vreau să vedem întâi de toate cât de actual este Teatrul de Păpuși pentru publicul nostru. Am mers în stradă și am întrebat oameni cât de des merg la teatru pentru copii. Răspunsurile vreau să le aflăm împreună. Și eu. Copilor le-a plăcut foarte mult spectacolul, deci, personajele au fost minunate, au rămas cu impresii. Am rămas impresionați. Este foarte important, este cultivă astfel. Bucurici. На старом месте еще и сами еще туда ходили в детстве. Ходили два раза в месяц ходили. Детей это развивает, это дает эмоции, чтобы им не стесняться, тоже общаться. У нас отец может стать популяцией из Водязы, и вдруг купил театр для попушного, оказывается, стоит тропарте, соди князьки. И украинский купил спешу, не вам парк, лоу, интересно, не жак, у него, лоу, патинуар. Пой купи, кучер се дезволте, к компьютеру, к телефону, ле требешься. Teatru numai decât. E o părere mea din partea finanțelor. Un bilet la Călăcircă a fost ultima dată 250 de lei, un bilet pentru un copil. 500 de lei pentru doi copii. Dar fi mai ieftin în puțin, ar merge. Ele sunt la noi foarte slab dezvoltate, foarte slab vizitate. Au nevoie de o popularizare, spunem așa, în rândul maselor. Și a pierdut interesul față de păpuși, față de povești, față de vise, spunem așa. Dezvoltând imaginația copiilor, noi le creăm practic o bază unui viitor frumos, fiindcă ei, având o imaginație puternică, pot să-și închipui ce vor să devină, cine vor să devină și ce să obțină în viață. Altfel, cresc ca și noi, pur și simplu, mase. Părerea mea că nu prea sunt vizitate. Părerea mea, cel puțin. Cultura asta cam dispare. Noi când eram mici eram duși pe la teatrul de păpuși de părinții noștri. Copiii noștri erau mici, tot erau, încă mai era deci cultura asta. Internetul, telefoanele mobile, copiii mici stau în fața televizoarelor, au multe canale de cartoon, au telefoanele mobile, nu le lasă de mâini de la un an. Și deci asta cred că e problema, că trebuie... Chestia asta trebuie impusă, cred că, până la urmă. Da, mers că noi din Cânceri nu vine teatru. Bă, a fost o două ore pe masă. Dar așa, rar. Bă, chiar trebuie și artiștii de care e merită în ori. Și vin prin teritoriu, nu vin. Ișa de mai aici și psihotare și atât. Unii bani mai lungi și anunță. Și asta e tăiat. Și vrem noi. Și dacă și vină pe niște prețuri la biletele cele, că sunt numai aici magnați să uite. Dar noi ești săraci. Teatrul de animație, în special cel de păpuși, în zilele noastre a ajuns și în spectacole de televiziune, în filme pe internet, iar pe lângă acest lucru au și un rol terapeutic, întrucât păpușele pot fi folosite cu succes și în cabinetele de psihologie, față cu copiii. Despre acest lucru vreau să discutăm foarte rapid, în direct, cu psihologul Vera Budan. Doamna Budan, bună seara! Bună seara! Doamna Budan, care este impactul psihologic al teatrului de păpuși asupra copiilor? Are un impact foarte bun teatrul de păpuși asupra copiilor, pentru că poate fi folosit ca o terapie, după câte vă spuneați mai devreme, terapie prin metaforă. Ce înseamnă acest lucru atunci când copilul vine la teatru și vede un spectacol? El se identifică cu eroul principal, cu personajul și parcurge alături de el, în subconștient și în conștient, toată calea necesară pentru a trece peste niște obstacole, pentru a rezolva un gen de probleme.
astfel copilul are niște instrumente direct în subconștientul său despre cum ar putea, care ar fi resursele, care ar fi acele necesități ca să treacă cu bine și are și mesajul că se va finaliza cu bine oricum. Încă un plus foarte mare a teatrului de păpuși este că fiecare copil este capabil să trăiască anumite emoții pe care nu poate să le întâlnească poate în viața lui de zi cu zi. Aceste emoții, el are nevoie să le trăiască în, odată cu personajele din scenă și totodată ele sunt sigure, nu-l afectează atât de mult pentru că el stă acolo în scaun, este confortabil și poate să gestioneze acele emoții. Și cel mai interesant lucru este că, părând doar un joc, chiar și pentru maturi, toate poveștile, tot ce ține de poveste de teatru, este acceptat foarte ușor, nu este respins, pentru că de multe ori venim copii cu anumite instrucțiuni directe, cu anumite sfaturi și ele sunt respinse, pentru că sunt prea intruzive cumva. Atunci când ne uităm la un joculeț al unor actori, al unor păpuși, nu respingem asta, nu ne împotrivim să primim cu brațele deschise. Chiar și cei maturi se relaxează și primesc foarte, foarte ușor aceste lucruri. Doamna Budan, vorbeam mai devreme cu oamenii din stradă. Ei spuneau despre faptul că acum cel puțin copiii nu doresc să meargă la teatru de păpuși, pentru că avem telefoanele mobile, avem calculatoarele și ne petrecem timpul în fața unor desene animate. Este mult mai simplu. Cine are rolul totuși de a familiariza copilul cu acest teatru de păpuși și dacă putem sau ar putea să câștige această bătălie până la un teatru de păpuși cu tehnologiile, telefoanele mobile și calculatorul? Ar putea să câștige doar atunci când se implică părinții și doar atunci când părinții sunt conștienți de această bătălie și sunt conștienți de acele laturi pozitive ale unui teatru. Sunt mai multe laturi pozitive pentru că formează și o relație mult mai bună cu părintele, atât timp cât se iese undeva în oraș, se creează o relație mult mai apropiată. Ar fi foarte bine ca părinții să fie conștienți de la vârste foarte mici să scoată copilul la teatru ca să îndrăgească de foarte mic atunci când poate să influențeze destul de mult copilul și să facă din asta o sărbătoare pentru copil. Astfel copilul va prefera să meargă la teatru, chiar dacă mai rar, chiar dacă nu în fiecare seară atâta timp cât are la tabletă, dar va fi pentru el perceput ca un lucru foarte pozitiv și de dorit. Doamna Budan, vă mulțumim frumos pentru această intervenție. Noi continuăm discuțiile aici în platou, iar aș vrea să comentăm acele păreri ale persoanelor de mai devreme. Spuneau oamenii că este scump să mergi la teatru, probabil de asta nu sunt atât de mult frecventate. Infirmați sau confirmați categoric acest lucru, doamna Lungu? Categoric, infirm. Mie îmi pare rău, dar eu sunt aproape sigură că cei care au zis că e vorba de bilete prea scumpe, nu prea au deschis ușa teatrului, nici la Guguță și nici la Licurici, categoric, da? Dacă ei au mers la circ, deci să nu confundăm teatrul de păpuși și circul, sunt absolut două lucruri diferite, sunt două genuri diferite și n-au nicio tangență. Că lucrăm și pentru copii și pentru maturi este altceva, dar este complet altceva, deci sunt două genuri diferite. Da, nu, neg la circ, bineînțeles, prețurile sunt... Dar în toată lumea circul costă un pic mai scump. Erau și alte păreri, adică nu neapărat erau și alte circul, păreri, exact. Pentru că acolo luăm aminte că mai sunt teatre care vin. Din București, de exemplu, sunt niște proiecte, vin teatrele din București. Vă dați seama că dacă vine teatrul din București... Bine, la noi mai des... Din Transnistria vin teatre din Ucraina. Nu, eu vorbesc de teatrele pentru copii, spectacole pentru copii care vin de la București, de care știu eu. La fel, biletele sunt un pic mai scumpe, dar e vorba de un teatru adus din străinătate. Pentru că și noi, dacă am merge undeva în străinătate să jucăm, vă dați seama că nu am jucat la prețul care este. Dar în teatrele noastre, anunț pentru toată lumea ca să știe toată lumea. La Teatrul Guguță, biletele costă 30 de lei. Ce ar însemna 30 de lei pentru noi? La stațional. Eu nu zic atunci când mergem în deplasare, la grădiniță sau la școală, biletele costă 10 lei, ca toată lumea să știe. De multe ori apare întrebare cât costă biletele. Dar vreau să știu dacă vin solicitări, dacă sunt solicitări din partea grădinițelor, din partea școlilor, ca teatrele... Nu vin solicitări și asta o zic cu toată
temerile mele sau nu vin solicitări. Mergem noi cu cerșitul, vă rugăm frumos, primiți-ne! Da? Dar trebuie să conștientizăm un lucru. Cum spunea și doamna psiholog un pic mai devreme, e una când copilul vine la teatru, e una când copilul învață ce înseamnă o sală de teatru, un spectacol de teatru, când intră în atmosfera asta. Că noi mergem la grădiniță sau la școală, mă iertați ca... Știți cum? Care niște ambulanțe, niște care bieți îmblau pe timpul, știi, cu nu aveau un spațiu, decorul nu aveau necesar. Cu decor, un coropșică, știi? Am pus într-o cutiuță tot decorul, ajungem șifonați, boțiți, ieșim la spectator și atunci, normal, impactul între copil și spectacol se face cum se face. Băi, au venit cam șifonați, cam nu știu ce, dar nici nu reușești să mergi de fiecare dată să-ți calci decorul sau recuzita, da? De aceea e bine să accentuez. Și noi am venit cu propunerea către directorii de grădinițe, de școli. Noi oferim transportul. Faceți un efort, dragii mei, urcați copiii în autobuz, veniți cu ei în ușa, la teatru. La teatru se deschide ușa, toți copiii sunt conduși de eroi din povești, cu actorii îmbrăcați în costume, îl aduce în sală, privește un spectacol. Ba mai mult, de vreo câțiva ani am inițiat proiectul Vinerea Teatrală, unde de fiecare dată facem, pentru că Teatrul Guguță, de exemplu, are spectacole a autorilor autohtoni. Autor de piese, unde deci face întâlnire cu ei. E dificil totuși ca până la urmă să vină copiii din toate satele din Republica Moldova aici în capitală pentru a vedea un spectacol. Trebuie să vrem. Deci nu. Cu siguranță în momentul trebuie să vrem. Când Teatrul Guguța a inițiat proiectul de Paști, Guguța aduce un iepuraș pentru orice copilaș și am venit cu scrisori în toate orașele, raioanele Moldovei. Către primari, către șefii de raioane. Oameni buni, nu cerem nimic. Noi jucăm Teatru Guguță în ziua asta și asta joacă spectacolele gratuit pentru copii de școli internat, din familii socialmente vulnerabile. Tot ce vă rugăm, găsiți transport și aduceți-i, pentru că noi nu putem să găsim transport pentru toate orașele. Ce credeți, oameni buni? Nu vă supărați. Noi știm toți să spunem că da, copii, noi vrem să facem. Dar la această propunere au reacționat 3 sau 4 raioane. Și au venit câțiva copii. Am jucat, copiii au primit și cadouri înainte de Paști. Haideți să vrem să facem asta. Dar dacă noi nu vrem, schimbarea pornește de la fiecare, nu trebuie să căutăm vina în cineva. Da, domnule Rus, iarăși, dacă vreau să vorbim un pic despre spectacole, pe lângă actori sunt implicați mulți mai mulți oameni în a crea un spectacol. De cine este nevoie ca spectacolul să iasă așa bine împachetat pentru copilași? Dumneavoastră, eu am activat în Teatrul de Păpuși și activez și astăzi, nu din nevoie, dar din cauza că am vrut să aduc valorile noastre acasă, valorile românești, deci... Actorii teatrului de păpuși, din păcate, nu-și cunoșteau eroul jocului tradițional. Majoritatea actorilor, spre marea noastră nefericire. Și făcându-mi studiile la Leningrad, pe atunci la Sankt Petersburg, eu îmi puneam problema asta. Oare noi nu avem eroul nostru național? Toată lumea are, numai noi n-avem. Și da. Și activând atâția ani în Teatrul Licurici, îmi dădeam seama că copilul vine, ca să trec la altă, da. Ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat, copilul vine la teatru dacă el este, lui îi plac spectacole și este intrigat. Vine, intrigat. Corect. El vine la teatru. Noi, prin anii 80-90, noi nu avem nevoie să aducem copiii la teatru. Teatru, copiii vineau să vadă actorul Cutare, să-l vadă pe actorul Victor Ștefaniuc, să-l vadă pe actorul Ion Popescu, să-l vadă pe actrița Maria Madan, să vadă spectacolul Buratino, să vadă spectacolul Harapalb, să vadă spectacolul Punguța cu doi bani, să vadă spectacolul Danilă Prepeleac. Asta trebuie să spunem noi, asta trebuie să ne întrebăm ce repertoriu avem, ce jucăm și cum jucăm. Nu vă supărați că zic așa, dar mare însemnătate are să faci lucru, să vină de la sine copiii și părinții, fiindcă Teatrul de Păpuși este un teatru cu mai multe genuri. Nu este un gen de teatru, este un teatru pentru părinți, universal, pentru copii și pentru toată lumea.
Adică... Da, dar aici muncește foarte multă lume. Exact, pentru a crea această intrigă, de fapt... Și a vorbi frumos despre teatru de păpuși, mie să vă spun cinstit, nu-mi place. Eu vreau să vorbesc despre teatru cu un rezultat. Să vin cu o propunere, despre oamenii să-i din propun teatru. Un spectacol. Eu mă duc acum... În spate. Mă iertați, eu mă duc din când în când, când mai am sănătate, acum... la aproape 70 de ani. Mulți înainte. Să trăiești. Și mă duc și joc spectacol. Știți cum primesc spectacolul la țară? Mă duc cu Păcală, de ale lui Păcală. Și mici și mari se bucură nemaipomenit. N-are importanță ce preț acolo, 5 sau 10, am câștigat eu ceva sau nu. Dar mă bucur că copiii cei au rămas fericiți. De ce chem toate teatrele profesioniste să nu uite să găsească modalitatea fără să se supere pe mine și să se ducă prin raioane, prin județe, prin raioane? Că nu-mi place cuvântul raioan. Era și cererea asta, iarăși, din partea oamenilor. Prin județe, da, prin sate, prin comune, să joace spectacol. Să facă un spectacol de 2-3 actori. Da, 2-3 actori, dar în spate la 2-3 actori stă o echipă de 40 de oameni. Exact. Pictori, scenografi, sculptori, coregrafi, compozitori, butafori, deci mulți care sunt implicați și toată lumea asta. Elena a avut posibilitatea, dacă îmi permiteți, domnule Rusu. 14 actori care sunt la voi, la Licorice sunt mai mulți. Să facă câteva spectacole de 3-4 actori și să facă și lucrul ăsta. Da. Sunt și vreau să vorbim despre acei oameni care fac aceste păpuși, care stau în spatele care spectacolelor. Care vestimentația exact. Nu doar a actorilor, dar și a păpușilor. Acei oameni care creează aceste păpuși, care sunt foarte așteptate de către copiii din provincie. Exact. Din păcate și nu-i vede nimeni. Dar ei Elena a realizat un reportaj despre acești oameni. Stimați invitați, dacă îmi permiteți, cu acordul dumneavoastră, o să vedem acest reportaj împreună, să-i cunoaștem pe aceste persoane care, după cum spunea doamna Lungu, stau în spatele întregii echipe. Am mers în atelierul teatrului Guguță, acolo unde păpușile prind viață. Păpuși care vrăjesc cei mai exigenți spectatori. Să însuflețești o păpușă este o muncă deloc ușoară. Pe umerii meșterilor atârnă o responsabilitate mare. Dacă munca nu este dusă la bun sfârșit în termen rezonabil, atunci copiii nu vor mai putea să savureze din spectacol. Se întâmplă ca meșterului să ia chiar și o jumătate de an pentru a confecționa lucrarea. Este porcul din un spectacol care este montat, se numește Parte dreaptă, este un personaj mai secundar și în luna septembrie lucrăm ca să realizăm acest spectacol. Suntem deja la ultima sută de metri. Mai devreme am discutat cu regizorul care este formula rezolvării spectacolului. Când s-a găsit deja imaginea sau caracterul, se începe modelarea, sculptura, apoi forma din gips, papier-mâșe, apoi merge mecanica, unde plinește altă persoană și iarăși se întoarce înapoi în atelierul butaforilor. Sunt păpuși care este nevoie de cusut, în cazul porcului nostru nu a fost nevoie. Și deja la final pictorul îi face înfățișarea dacă este nevoie. Pentru crearea păpușilor este nevoie de implicarea a 6 persoane. Oameni cu sarcini diferite, dar cu un scop comun. Personajul final, păpușa care va trezi emoțiile copiilor. Din 2000 lucrez aici pe tafot. Rătușca și asta e, în cazul dat, e de la spectacolul Parte dreaptă. În cazul dat mă ocup cu ea, unesc gâtul de la cap la trup. Aici e paralon, înăuntru este aț care vine din cap, vine de aici și se leagă la mijloc. Primul material se îmbrac, eu să-l unesc așa, aici, să-l unesc aici. O să mai fie o leagă de lucru la dânsă. Mehanica lucrează și șarepele, în gură. De-aia după cum e scenariu, o să lucrez actorii scenă. Pentru a sublinia caracterul personajului, unele păpuși au nevoie să fie îmbrăcate corespunzător, misiunea cusătoreselor. Я вообще то швея шью куклам. Вот самых красивых, чтобы они были красивые, вот такие образные. Вот начиная с 2006 года, вот сколько спектаклей было, всем я шила куклам. И артистам, и куклам. Вообще-то она бабаёшка. Вот. Для меня она, конечно,
такая итальянская бабушка или испанская, скорее всего, из этого чего-то. Вот цыганка вот моя любимая, вот мне нравится, вот она там. И вот это вот она такая вся, такая черная вдова. Частенько переунди, но и построим тот попушили, кари сент реализати, ди тот экипа ностра, шесть персоани. Aici sunt absolut toate păpușele din toate spectacolele care s-au montat în Teatrul Guguță. Începând de la primele și ultimele care sunt cele mai noi. Este nevoie așa de le păstrat, fiindcă nu se deteriorează, nu se poate în cutii sau în lăz. Deseori păpușele sunt modelate din paralon și ele s-ar deforma. Este nevoie să fie o temperatură constantă, să nu fie umiditate, nu soare, fiindcă ele s-ar arde de la lumină. Și asta e ce și vedeți. Această artă însă nu se învață la școală, nici la universitate. Arta de a face păpuși se transmite de la om la om. La noi nu este școală, din păcate, în Moldova. Sunt persoanele, poate, dumneavoastră cunoașteți, domnul Cantor și Galina Molotova, făcut studii în Rusia, dar noi toți putem spune că de la dumnealor am învățat și persoanele care vin să angajează în teatru sunt învățați cum era pe vremuri. De exemplu, vine un ucenic la maestru și îi arătam toate secretele și persoana care îi îndrăgește rămâne în teatru mulți ani. Iar așa am văzut și aceste persoane care stau acolo în spate, depun foarte mult efort. Vreau să întreb cât de dotate sunt aceste ateliere unde lucrează oamenii zi de zi. Da. Bine, ne-am dorit mai mult, dar din păcate nu prea sunt posibilități, pentru că aici chiar se cere multă investiție materială, financiară, da? Deci, dacă ne-am dorit niște mașini de cusut foarte performante și foarte bune, vă dați seama că și ar și costa. Dar noi încercăm, avem specialiști foarte buni, care se adaptează la orice situație. Dar și creează magie. Creează magie, dar ei sunt, chiar sunt niște oameni foarte, foarte importanți din culisele teatrului. Deci, fără ei, suntem pierduți. Dar unde ar putea să învețe acești oameni să mânuiască, de fapt, aceste... După cum s-a spus și mai devreme, nu avem școli, deci iarăși din doar păcate. Din persoană. Bine, persoană. Noi avem la facultate, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, este facultatea de scenografie. Da? Fac un curs de 2-3 luni, de un semestru, dacă nu greșesc eu, doar 2-3 luni lucrează, un pic trec prin teatru de animație, dar cu trecerea prin teatru de animație nu poți. Deci aici este complet altceva să faci o scenografie pentru teatru de păpuși. Domnul Lungu, noi iarăși în discuțiile cu actorii ni s-a vorbit că merg foarte des în deplasări, da. Sunt festivaluri internaționale. Da. La Guguță știm că foarte curând... În mai. Exact, da, e curând deja, pentru foarte că curând. E foarte curând, exact. Vorbim despre o colaborare dintre teatrele de aici și teatrele din România. Da. Dacă puteți să ne deschideți aici un pic parantezele. Despre ce este vorba? Ce se va petrece în mai, de fapt? De fapt, în mai, Teatrul Guguță sărbătorește, bine, desfășoară ediția nouă a Festivalului Internațional Sub Căciula lui Guguță. Este o ediție mai specială pentru că este vorba de anul 2017, în care Teatrul Guguță face 25 de ani de la fondare. Tot în 2017, tata lui Guguță, Spiridon Vanghelie, face 85 de ani, o vârstă foarte frumoasă. Guguță în 2017 face 50 de ani de când a fost născut. S-au strâns așa mai multe și este și anul în care regretatul Victor Ștefaniuc, fondatorul Teatrului Guguță, ar fi împlinit 70 de ani. Deci e un eveniment așa mai amplu. În ceea ce țin... Da, în aprilie. Dar festivalul noi îl facem în mai, la sfârșitul lunii mai, 22-30 mai. În ce țin colaborările cu teatrele din România, de exemplu, nu zic, noi facem, avem foarte multe turnee, de fapt, în Europa mai mergem, am pornit mai întâi doar prin turnee, invitații la festivaluri internaționale încolo. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu, probabil, și cu ambâțul nostru, am început și noi niște colaborări. Suntem invitați de unele teatre din România sau de unele primării, oameni de afaceri din România, suntem invitați cu spectacole și jucăm spectacole acolo pentru copiii din localitatea dată. Mai recent, acum de vreo 3 ani, am început să colaborăm și cu regizorii. Am pornit cu Radu Ghilaș,
basarabean de origine, dar stabilit deja în România. Am pornit cu el prima colaborare și am montat un trei spectacole montate de el la Guguță. Nu zic că nu am avut experiență și până acum. Am avut și Stanislav Jeleschin din Moscova, care a montat la Teatrul Guguță. Am avut și din România mai înainte, dar o perioadă de timp nu prea am invitat pentru că ne și costă un pic. Acum am pornit un proiect frumos cu Toma Hogea. Toma Hogea, așa. Da, am pornit acum o colaborare cu Tomiță. Este un om special. Este un om pentru care am un respect aparte. Este și autorul istoriei teatrului de păpuși din tot spațiul românesc. Sunt câteva volume și unde suntem incluși și noi, teatrul din Moldova, Licurici și Guguță. Și la vară îl așteptăm să vină la noi cu o piesă, urmează să o montăm în Teatrul Guguță. Da, noi am încercat să luăm legătura cu domnul Toma Hogea, actorul și regizorul Teatrului pentru Copii și Tineret de la Iași, care urmează să vină la Chișinău, după cum a spus dumneavoastră, pentru a realiza iarăși proiectele pe care le-ați menționat. Vreau să știu dacă, domnule Hogea, sunteți pe fir, dacă ne auziți. Da, bună seara, vă aud foarte bine. Bună seara, domnule Hogea. Vă considerați că va evolua sau involua Teatrul de Păpuși din Republica Moldova așa în ultimii 10 ani, părerea dumneavoastră, iarăși în urma colaborărilor pe care le-ați avut aici? Mai mult ca sigur că lucrurile au evoluat și vor mai evolua încă foarte mult. Sunt 10 ani de când am descoperit școala păpușărească din Republica Moldova prin spectacolul care l-am montat la Teatrul Republican Licurici, Flautul Fermecat, spectacol care a și fost premiat la Unitem, iar în urmă cu 2 ani sau 3 ani, când am fost invitat la festivalul Sub Căciula lui Guguță de doamna Gabriela Lungu, atunci de-abia a fost un regal de show, de spectacole, având șansa și ocazia de a vedea o paletă foarte variată și foarte colorată și diversificată de spectacole, nu numai din Republica Moldova, ci din tot spațiul rus și românesc. Domnule Hogea, cât de binevenite sunt aceste colaborări dintre actorii Teatrului de Animație de pe ambele maluri ale Prutului? Orice colaborare în orice domeniu, nu numai în teatru, dar cu atât mai mult în teatru, sunt binevenite cu amendamentul și cu condiția ca oamenii să se dorească reciproc și să-și dorească cu trup și suflet această colaborare sau acest schimb cultural. Evident că aceste lucruri care se transferă de la o școală la alta, și când spun asta, de la școala românească la școala moldovenească sau din Republica Moldova, acest schimb de lucruri și de informații fac bine în mod deosebit și special tinerilor, adică actorilor de mâine. Domnule Hogea, și iarăși părerea noastră proprie, care sunt țările, exemple pentru teatru de copii de la care am putea învăța fiecare dintre noi? Distinse, domn. Teatru de animație, teatru de păpuși poate fi învățat de oriunde din lume, de oriunde avem a învăța câte ceva, important e să știm a învăța și să știm a prelua. Pornind de la cel mai vechi teatru care a existat, Teatrul de Bălci, până la cel mai înalt nivel a show-urilor care se întâmplă astăzi în Europa de vest, în America și în țările asiatice. Deci de oriunde putem învăța și avem câte ceva de învățat. Domnule Hogea, vă mulțumim frumos pentru această intervenție și mult succes în continuare. Vorbind despre aceste poduri create între aceste două maluri ale Prutului, un alt pod teatral creat este și cel al Teatrului Național Mihai Eminescu. Menționăm acest lucru pentru că acest a luat sfârșit sau la sfârșitul lunii ianuarie, a făcut un turneu în România în cadrul proiectului Teatru Românesc la București, Iași și Chișinău.
Desigur, acest proiect cultural a început la inițiativa Teatrului din Republica Moldova, care în 2014 a deschis cu spectacole sale Stagiunea Naționalului Bucureștian, iar un reportaj despre experiența Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, în România, va fi difuzat duminică, 12 februarie, ora 18:30 la TVR Moldova și miercuri 15 februarie, ora 21, la TVR Internațional. Cine sunt eroii acestui reportaj? Aflați materialul ce urmează. Teatrului unește România. Turneul cuprinde 3 piese, cu mesaje puternice și actori talentați, care au reușit să atragă publicul de pe ambele maluri ale Prutului. 3 spectacole pline de emoție. Două cărți care dezvăluie povestea zbuciumată a Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Un turneu extraordinar ce continuă istoria îngemănată a teatrelor de dincolo și de dincoace de Prut. Reportajele TVR Moldova. Turneul Teatrului Național din Chișinău în România. Continuăm în discuția despre podurile teatrale dintre Republica Moldova și România. Am aflat că ele au loc și asta ne bucură foarte mult. Domnule Rusu, spuneați și noastră mai devreme despre faptul că mulți nu știu despre faptul că aceste teatre vin aici în Republica Moldova. Nu știu când ei vin și unde ar putea să meargă. Și ne-ar trebui să se ocupe în mare parte de promovarea acestor spectacole, astfel încât să ajungă la urechea oamenilor și să treacă ușa teatrului. Deci eu vreau să vă zic, e foarte simplu. Când a apărut prima dată Teatrul Guguță, pe lângă Uniunea Oamenilor de Teatru, noi, o partea cealaltă de Prut, și ne duceam de 3-4 ori pe an la festivaluri, cu Ivan Turbincă. Deci podurile astea le fac oamenii, le fac directorii teatrelor, artiștii, deci și... Vă referați la teatrele care vin aici în țară și noi când mergem acolo, exact. Cine se ocupă de promovarea lor. Exact. Eu vreau să vă zic că de câte ori a venit Teatrul Țăndărică din București în Moldova, de fiecare dată a jucat la Filarmonica Națională. Foarte mediatizat a fost tot, pentru că ei nu veneau pentru o lună de zile, da? Deci ei veneau pentru 2-3 spectacole și chiar vorbeam cu colegii de la București când am mers la festival acolo la ei și zice, bă, am fost, uite, sălile sunt pline. Deci nu putem să spunem că nu este mediatizat, doar că Teatrul Țăndărică nu poate să vină să stea o lună de zile la Chișinău să joace pentru cine s-a trezit într-o zi. Că, bă, mă ating că este acolo, uite, un spectacol. Haideți să nu căutăm cine să vină să ne tragă din mână, nu vrei să mergi la teatru. Mai încercăm să ne dăm și noi. Mai ales că trăim acum într-o perioadă, într-o etapă când nici informația nu vrei să știi ajunge foarte și rapid tot afli. Da? Exact. Deci apeși pe orice buton, pe orice post de televiziune, toată informația vine de fie așa, din zbor. Și internetul, bineînțeles. Deci este destul de mediatizat. Trebuie să pornească de aici, de la... Vreau să fac asta, vreau să fac asta, vreau să fac asta, vreau să merg acolo, pentru că și în România, de câte ori am mers, se joacă spectacol, se organizează, este un director organizator care se ocupă de aducerea spectatorului în sala de spectacol, în sala de teatru, deci nu poți să mergi la fiecare, trebuie să-ți stai interesul. Da. Da, până la oricum, scopul major este educarea copiilor, este transmiterea acelor valori despre care ne spuneați dumneavoastră, să avem acel erou, până la urmă, al nostru național, despre care copiii să știe, să dorească, să-l vadă. Cum ajungem iarăși în aceleași sate, cum spuneați domnule Rusu, și anume... ajungem cu teatru profesionist, pentru că... Nu știu, eu nu sunt critic de teatru, dar eu încă o dată o să mă repet și nu să superi teatrele noastre. Noi trebuie să facem festivaluri mai rar. Asta e cheltuială enormă de bani. Și să găsim modalitatea, să ne ducem, să-i scoatem din mocirlă pe acești copii de la țară. Nu sunt de acord. Și am să vă contrazic, am să vă spun de ce. Deci, nu fiecare copil sau fiecare matur, fie de la Don Dușeni, de la Ocnița, de la Cahul, de la Giurgiulești, poate să vadă ce face un teatru de la Galați sau un teatru din București. Un teatru profesionist. Nu, da. Dacă, păi, nu.
Deci atunci când eu fac un festival internațional, așa cum urmează să fie asta din 22 mai, 30 mai, care vă spun sincer, mă ia groaza când mă gândesc câți bani mi-ar mai trebui și sperăm să găsim. Nu de două ori pe an, nu, o dată în 2 ani, asta e prea mult. Dar nu mai este mult, am să vă spun de ce. Acum, ei vin, dacă ar pune umărul un pic, șeful raionului sau șeful primăriei din Ocnița sau din Dondușeni și organizează două autocare de copii să vină să-i aducă, pentru că nu pot să duc teatru de la București în Casa de Cultură de acolo. Nu este greu absolut deloc. Nu este absolut deloc greu. Ceea ce urmează, ce preconizăm să facem acum, am unele teatre care vor merge să joace în Transnistria, pentru că nu pot să vadă. Și atunci noi încercăm să familiarizăm copiii nu doar cu ce facem noi, dar să vadă ce face și altă lume. Și doar atunci o să putem să avem, că până la urmă, noi nu putem să... Avem foarte multe trupe particulare. Nu poți să-i legi de mâini și de picioare să nu se miște. Ei se mișcă pentru că trebuie să mănânci, trebuie să te hrănești. Și atunci ei joacă spectacole. Dar atunci când spectatorul poate să aleagă și poate să facă o diferență din ce am văzut și din ce s-ar putea să fie, atunci poți să te miști. Și dacă o să vină unul care nu prea are treabă cu păpușul, dar știi că vrea să câștigi un mac, pentru că avem și din ăștia foarte mulți, da? Și dar s-o duci și de copilul nu a văzut altceva mai bun, îi zic, bă, foarte frumos a fost. Dar dacă eu mă duc în altă zi cu un spectacol profesionist, cu un spectacol, sau vine el la teatru și vede, vă dați seama, atunci când mă duc eu cu chichichiu, nu știu ce, el zice, auzi, dragă, ia-ți păpușul și du-te acasă, că n-ai nicio treabă cu mine. Eu știu ce înseamnă teatru de păpuși. Elena, iarăși, cum renaștem această dragoste din partea copiilor pentru teatru? Pentru că și nu doar copii, dar și părinții, pentru că ei ar trebui să înțeleagă și ei ar trebui să aducă copiii la teatru, după cum s-a discutat. Nu știu dacă cuvântul cel mai potrivit este să-l renaștem, pentru că copiii sunt aceiași copiii care au fost și acum 20 de ani, atunci când teatru de păpuși se bucura de o amploare mult mai mare. Pasiunea din partea actorilor este și atunci când am mers la cursurile studenților doamnei Lungu, am văzut cu câtă meticulozitate ei se antrenează și ei își fac meseria anume din dragoste și din pasiune. Consider că trăim în anumite timpuri în care teatrul nici de cum nu ar trebui să piardă teren în fața internetului, iar cinematografia, filmele ar putea nemijlocit să ajute teatrul să ajungă la spectator, să ajungă la copii, nu doar de aici, din Chișinău, dar și din întreaga Republică. Asta sperăm într-un final. Important este ca copilul și părintele să ajungă să aibă acel contact cu actorul Vorbește de teatru. De la mama și de la tata. Știți cum? Pofta vine mâncând. Și dacă noi îl aducem la teatru la 2 ani, la 3 ani, dar nu încercăm să închidem gura, uf, las mama are un pic să facă treabă, ia stai tu și te joacă aici în tabletă. Pentru că am nepoți care la 2 ani și jumătate el știe pe ce să apese. Nu! Dar hai să facem un efort o oră de vreme să o pierdem. Da? La teatru. Și atunci... Să nu dăm educația copiilor doar pe școală, pe grădiniță și pe autorități. Pe părinți, în primul și în primul rând. Teatru de păpuși nu se dispară niciodată, în ciuda internetului și a telefonului. Dacă noi o să avem un repertoriu de calitate, spectacole frumoase... Și dorința părinților. Și dorința părinților. Pentru că invitați, păpușile nu îmbătrânesc niciodată. Exact. Niciodată. Eu vă mulțumesc frumos pentru prezență, mult succes în continuare. Doamnelor și domnilor, chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu, bună seara, doamnelor și domnilor. Igor Dodon nu va iniția procedurile pentru denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii pe care președintele Republicii Moldova a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit. Cei doi oficiali au vorbit și despre vizitele președintelui moldovan la Moscova, dar și la Bruxelles. Aceasta, dar și alte informații în doar câteva minute la Telejurnal. Stella, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, noi ne revedem deja luni la aceeași oră când vom discuta despre modernizarea serviciilor tradiționale prin digitalizare. La revedere, un sfârșit de săptămână liniștit să aveți!
Ma? Ma? What are you looking for in a woman? Men lead and women follow. It's a law of nature. You can't change that. You don't fight nature, you accept it. My name is Inga. Come to see me to say it is bull. Pick your missus. Nu caută iubire. Do it! Caută doar o nevastă. Una singură ar fi de ajuns. Are you trying to be an ass, or does it just come naturally to you? This isn't love, it's trios. We're not looking for love, we're looking for a wife. David Arquette, Tim Blake Nelson,